Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru luni 15 martie. Și acum hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Primul rând, pe partea de dragoste, avem aici regele de bâte. Aici sunt foarte frumos aspectate relațiile cu un bărbat mai în vârstă, cu o persoană care este foarte protectoare, care are grijă de voi, care vă protejează, vă ghidează, vă îndrumă în viață. O relație bazată pe înțelegere, pe respect, pe admirație. O relație în care femeia îl admiră foarte mult pe partenerul de lângă ea, are încredere totală în acesta, pentru că a demonstrat că este o persoană inteligentă, calculată. Pentru cei singuri, e posibil să întâlniți astăzi o persoană cu atributele pe care le-am descris mai devreme sau să începeți o relație serioasă cu o persoană care se încadrează în descrierea mea anterioară. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, energia regelui de bâte ne arată astăzi că partenerul vostru o să aibă ocazia să vă demonstreze aceste atribute, să aibă un comportament după cum am descris eu mai devreme. Acest rege, fiind din suita de bâte, vine și cu foarte multă pasiune, cu foarte mult curaj, foarte multă energie și în relațiile de dragoste acest lucru poate să fie doar pozitiv, pentru că toate aceste adjective descriu exact ceea ce ne dorim cu toții în dragoste. Relația cu această persoană nu o să fie niciodată monotonă, tot timpul o să fie o nouă aventură, o nouă activitate, locuri de vizitat, țări de explorat, culturi de înțeles. Aici o să fie o relație foarte frumoasă în care partenerul mai tânăr sau femeia din această relație o să aibă foarte multe de învățat, o să aibă ocazia să crească foarte mult și alături de acest rege de bâte, viața o să-i fie frumoasă, ușoară, plină de lucruri interesante, fără monotonie. Pe partea de sănătate avem pajul de bâte, o altă carte din suita de bâte, care ne atrage atenția să avem grijă, pentru că riscul zilei de astăzi pe partea de sănătate vine din cauza neatenției, din cauza faptului că ne grăbim. Așa că aveți grijă în trafic, fiți atenți, fiți vigilenți, nu mergeți cu viteză, nici dacă sunteți pietoni, nici dacă sunteți pe bicicletă, nici dacă sunteți la volan. Aveți grijă de asemenea prin casă, pentru că aici cu pajul de bâte e riscul să aveți mici accidente în bucătărie, să vă loviți degetul mic de la picior de colțul de la dulap, să aveți mici accidente din acestea casnice, nimic foarte grav, nimic dramatic, dar în același timp lucruri pe care ar fi bine să le evităm. Cu pajul de bâte, de asemenea, apare un risc ridicat pentru copii și adolescenți să aibă ușoare stări febrile. Dar, iarăși, nu vă îngrijorați, pentru că aici nu pare să fie ceva foarte grav, e doar o energie trecătoare, e doar energia zilei, e foarte multă tensiune nervoasă, foarte multă agitație în aer, parcă simțiți așa agitația și electricitatea din aer și acest lucru ne afectează pe toți, pe unii mai mult, pe unii mai puțin, de aceea e foarte important ca toată lumea să fie vigilentă astăzi. Să aveți mai multă grijă decât de obicei, pentru că s-ar putea ca un accident să nu fie neapărat din vina voastră, dar dacă voi ați fost mai vigilenți, ați fi putut să vă ajutați atât pe voi, cât și pe cei din jurul vostru, evitând cu totul aceste evenimente neplăcute. Pentru cei care puteți, ar fi foarte indicat astăzi să faceți anumite activități sportive. Dacă nu puteți să mergeți la sală pentru că în zona în care voi locuiți sunt închise sălile de sport din cauza carantinei, atunci măcar acasă faceți ceva sport, puțină mișcare, că dați o tură în jurul blocului, că faceți ceva prin grădină sau că vă puneți muzica voastră preferată și dansați jumătate de oră prin casă, orice ar fi, încercați să faceți puțin sport, să puneți sângele în mișcare,
să vă eliberați de această tensiune din aer prin niște metode mai pozitive și mai benefice pentru voi. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici o carte foarte frumoasă, Arcana Majoră, Împărăteasa. Această carte vine cu o energie foarte benefică pentru toți cei care trebuie să creeze ceva, care lucrează în domenii creative. Și aici nu mă refer doar la artiști, ci la toată lumea care poate să aducă idei noi, gânduri noi, metode noi de a face anumite lucruri în jobul lor, în cariera lor. Bineînțeles că artiștii, arhitecții, designerii, actorii, muzicienii, scriitorii vor beneficia mai mult de pe urma acestei energii pentru că ei sunt deja mai conectați cu partea lor creativă, dar și ceilalți pot să beneficieze de pe urma acestei energii din această zi. Spre exemplu, poate lucrați într-un birou, la o corporație, la o multinațională și faceți cam același lucru zi de zi, dar astăzi, cu energia aceasta de împărăteasă, vă vine o idee. Găsiți o metodă prin care puteți să vă optimizați munca, astfel încât să petreceți mai puțin timp pe anumite task-uri, pe anumite activități repetitive și să puteți să faceți și alte lucruri în acel timp. Da? Împărăteasa vine cu toate aceste energii creative, cu toate aceste idei pe care le putem sădi azi, le putem implementa azi și care o să aducă beneficii pe termen lung. Împărăteasa vine și cu energia planetei Venus, prin urmare orice proiect, orice activitate, orice afacere sau parteneriat de afaceri început sub energia acestei cărți, o să ne aducă foarte mari beneficii, atât beneficii materiale, dar o să ne și facă plăcere să facem acele lucruri, să lucrăm la acele proiecte, să colaborăm cu acei oameni. Va fi de asemenea o zi foarte bună pentru antreprenori, pentru toți cei care vor să-și pornească o afacere sau au deja afacerea lor, dar și pentru cei care lucrează în educație sau care lucrează cu copiii. Bun, și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi. Până când amestec eu aceste cărți, lăsați-mi în comentarii ce alte etalări ați vrea să vedeți pe canalul meu de YouTube și dacă rezonez cu mesajele voastre, cu nevoile voastre, cu ideile voastre, s-ar putea ca mai devreme sau mai târziu să și pregătesc aceste etalări pe care voi vi le doriți. Bun, și acum hai să vedem, mesajul pentru această zi, pentru toată lumea, este următorul. Am un potențial nelimitat. Să mă iubesc pe mine și să am gânduri vesele și bine alese, reprezintă cea mai rapidă cale de a-mi crea o viață minunată. Un mesaj foarte frumos pentru această zi, care completează foarte frumos aceste energii benefice, pozitive pentru toată lumea. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în videourile următoare. Pa, pa!